Mulțumesc, imagini de senzație cu Ana Maria Prodan, soția lui Laurențiu Reghecanf. Impresarul a fost surprins în timp ce îl lovește cu pumnul în gură pe antrenorul Astrei Giurgiu. Momentul a avut loc imediat după partida cu FC Botoșani. Eu sunt mai vulcanică, a declarat Prodan după incident. Ana Maria Prodan și Dan Alexa, antrenorul Astrei, s-ar fi certat din cauza unor transferuri. Se pare că discuția a enervat-o peste măsură pe Prodan, care a reacționat violent, cu un pumn în plină figură lui Dan Alexa. În ciuda imaginilor, Dan Alexa nu a avut puterea să recunoască ce s-a întâmplat. Am vorbit de jucători, avem probleme foarte mari din punct de vedere al lotului și cam asta e. Sunt niște imagini cu tine și cu Ana, de aceea am și stat până acum. Haideți, domnule, să fim serioși. Am citit și eu. De asta și vreau să vorbesc acum. Ce nevoie, să fim serioși. Impresarul Ana Maria Prodan a oferit o explicație. Două transferuri nereușite au făcut-o să-și piardă controlul. De ce băgați în seamă tot? Vă rog, lăsați-mă. Am vorbit de niște jucători. Nu mă interesează ce apare în presă. Eu sunt mai nervoasă și vulcanică. Am simțit că mi-a fața Halep. M-am gândit să scrie presa numai de mine în ziua în care a câștigat ea Wimbledonul. Glumesc. Am avut o discuție despre două transferuri mai nereușite. Atât. Nimic mai mult. A declarat Ana Maria Prodan potrivit CanCan. Laurențiu Reghecanf, soțul impresarei, s-a declarat șocat la aflarea veștii că soția lui l-a bătut pe Dan Alexa. El se află în cantonament în Dubai. Și în legătură directă cu noi este Gigi Becali. Bună ziua, domnule Becali, mulțumesc pentru intervenție. Am văzut aceste imagini care au apărut în spațiul public. Nu vedem prea des ca o femeie să lovească un bărbat. Se ajunge la bătaie doar pentru că au discutat despre niște jucători? Se bat în felul acesta pentru anumite transferuri, poate? Da, dacă așa au spus, înseamnă că așa e, nu? Oameni. Și cum vedeți ce s-a întâmplat? Nu vedeți, mai trebuie cuvinte. Mai poți să spui cuvinte la când vezi așa ceva? Când vezi că o femeie îi mută capul din loc la un bărbat, mai poți să spui cuvinte? Ce e puternică, femeile sunt egale cu bărbații și a făcut transferul greșit, s-a supărat-o că nu trebuia să fac așa transferul, i-a dat un pumn, i-a mutat capul de loc. Ce mare lucru. Vedeți? Păi, dar ce să mai comentez la așa ceva? Păi așa ceva nu mi-a dat să văd în viața vieților mele. Nu credeam că o să văd. Am văzut mai devreme că ați făcut niște declarații și spuneați, Doamne ferește, cum să se întâmple așa ceva? Păi, așa ceva? Femeie să bată bărbat? N-am văzut în viața mea. Da, e posibil totuși să se ajungă la bătaie de felul acesta doar pentru un transfer. Am văzut că în spațiu public, de exemplu, au apărut și niște informații că ar fi fost și gelozie acolo. Deci, ai spun ceva. Vă rog. Eu ce văd, văd o femeie că bate un bărbat. Și o asta comentez. Și am spus așa ceva, nu credeam că o să văd vreodată. Urmare la alte bârfe, eu nu pot să comentez, pentru că eu nu știu. Ce să zic, să fac păcate, să zic că gelozie, păi de unde știu, eu i-am văzut eu că au avut ei vreo relație, ea în plumb de femeie măritată, are copii, e și nevasta prietenului meu care țin la iubesc pe rege și atunci eu nu pot să vorbesc despre asta, că nu pot să inventez eu așa ceva, nu mă bag. Din respect pentru rege, nu vreau să comentez. Da, ca ați văzut? Comentez, ca bărbat comentez, doar, la modul general. Cum femeie să bați bărbat și tu să stai în locul ei de păr să te vănești cu ea pe jos. Aia da. Asta voiam să vă aia întreb, da, domnule Becali, că eu sincer voiam să spun că e surprinzător și cumva de apreciat că Dan Alexa nu a reacționat în niciun fel. Păi a întors da, capul și a plecat. Apreciat. Acum el când îl vedem, când o să ne vedem la interviu pe el, eu de exemplu l-am avut la interviu și nu mai l-am văzut pe Dan Alexa între loc. L-am văzut pe Dan Alexa, mă uitam la ei, vedeam cum primește, cum se mută capul din loc. Mă înțelegi? Cum să va așa ceva? Cum să... Eu dacă eram, eu sunt un om care, părință în Dumnezeu, o luam de păr, o tăvăleam și o și prindeam. Găseam și o farsă, că și o și prindeam. Păi și nu era mai mare scandalul apoi, domnule Becali? Păi nu contează. Contează ca să se înțeleagă odată și să știe lumea ce înseamnă bărbatul și femeia. Eu vorbesc la modul general, nu vorbesc de Ana Maria. Și nu vorbesc despre gelozie și de musă. Eu vorbesc numai despre imaginea asta. Așa ceva
nu mi-a dat să văd și nu credeam cum să văd așa ceva. Femeie să dea la un bărbat să nu se capă de loc. Cred că a supărat-o oricum foarte tare, Dan Alexa. Am văzut-o foarte nervoasă pe acele imagini și văd că se și pricepe Ana Maria Prodan. Dă bine cu pumnul, ca să zic așa, dar că totuși... Dacă i-am mutat capul în loc... Da. I-am mutat capul în loc, normal că știe să dea. Nu înseamnă că a făcut antrenamente. Păi nu vezi că îi mută capul. Știe să dea. Bravo ei. Tot respectul pentru ea. Eu zic jos pălăria. Dacă poți să bați un bărbat, bă, jos pălăria. Și bărbatul să nu zică nimic, bravo ție. Și spuneți mai așa că Dan Alexa acum nu ar mai... Mai voi 2-3 ca să învețe minte, dacă sunt idioți și proști. Spuneți așa că Dan Alexa acum, după imaginile astea, nu ar mai avea același respect, nu ar mai impune același respect de acum încolo? Eu de exemplu, dacă văd eu nu mai, tot mă întorc. Nici bună ziua, nu mă cunosc. Eu nu-l mai cunosc. Cum să cunoști un bărbat care te bate femeia? Nu te-l mai bagă în seamă, dacă văd că fața îi mută capul cu noi de nou și el după aia mai o și pupă. Eu, pentru ea, respect, bravo ei, să-i bată. Așa merit. Mulțumesc foarte mult, domnule Becali, pentru intervenția în direct și pentru toate aceste comentarii. Sunt niște imagini de senzație care au apărut, doamnelor și domnilor, în spațiul public. E adevărat că e mai bine totuși că Dan Alexa nu a reacționat. Evident, nu încurajăm violența în niciun